Consumul recomandat de fructe pe zi depinde de o serie de factori, dar adulții ar trebui să consume în general în jur de 400 de grame de fructe zilnic, spun centrele pentru controlul și prevenirea bolilor. Deși toate fructele sunt sănătoase, nutriționiștii recomandă un fruct plin de nutrienți în mod special. Afinele conțin multe fibre care dau senzația de sațietate mai mult timp. De asemenea, se numără printre fructele cu cel mai mare conținut de antioxidanți, care previn sau întârzie deteriorarea celulelor. Din punct de vedere cognitiv, există o mulțime de beneficii în ceea ce privește memoria și unele studii arată beneficii cardiovasculare sau compuși care luptă împotriva cancerului. În general, Acestea scad inflamația. Cu toate acestea, nutriționista spune că a mânca afine sălbatice nu este esențial pentru a obține nutrienții sănătoși din fructe. Consumul de fructe de orice fel va da rezultate sănătoase, deși unele fructe au nutrienți care servesc unor scopuri diferite. De exemplu, merele conțin pectină, o fibră care acționează ca un prebiotic ce poate ajuta funcția colonului și digestia. Fructele bogate în vitamina C ar trebui să fie de asemenea pe lista noastră, inclusiv citricele, portocale, grefuit și lămâi și căpșunele. Vitamina C ajută la producția de colagen, iar în generația noastră oamenii sunt preocupați de diminuarea ridurilor și de sănătatea părului, a pielii și a unghiilor. Vitamina C este, de fapt, cu adevărat crucială pentru asta. Cât de bun este zahărul din fructe pentru sănătate? Unele temeri legate de fructe provin din conținutul lor de zahăr. Deși unele fructe conțin o cantitate mare de zahăr, zahăr, acestea sunt în continuare benefice pentru sănătate. Fructele au atât de multe vitamine, minerale, fibre, apă și alți nutrienți de care corpul nostru are nevoie. De fapt, fructele pot combate starea de oboseală de după amiază, când majoritatea oamenilor se îndreaptă spre o ceașcă de cafea, deoarece zahărul natural este o sursă sănătoasă de energie. Asocierea fructelor cu proteine vă oferă un impuls similar celui pe care l-ați obținut prin cofeină. Nutriționista recomandă totuși prudent pentru persoanele cu diabet, rezistență la insulină sau probleme cu glicemia. În acest caz, fiți atenți la mărimea porțiilor sau încercați să vă asociați fructul pe care îl consumați la gustarea de după-amiază cu o proteină, cum ar fi iaurtul sau brânza. Smutiurile de fructe sunt o modalitate ușoară și accesibilă de a obține conținutul zilnic de fructe, dar nu neapărat și cea mai bună alegere. Doar pentru că ceva spune 100% fructe, de multe ori, nu este cea mai bună alegere, pentru că în acest caz, toate fructele concentrate tind să fie foarte bogate în zahăr și nu au nicio proteină care să ajute la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, relatează știri pe surse.ro.